Îți plac sarmalele, dar durează foarte mult până le faci? Rămâi cu mine și vei vedea cum fac eu această rețetă de sarmale în mai puțin de o oră. Pentru rețeta noastră de sarmale rapide sau sarmale leneșe, cum li se mai spun, vom avea nevoie de 800 de grame de carne tocată. Eu am carne tocată de porc cu 15% grăsime. Vom avea nevoie de 80 de grame de orez pe care eu l-am fiert pe jumătate. Pentru a-l fierbe pe jumătate, puneți cantitatea egală de orez cu cea de apă într-o crăticioară. Vom mai avea nevoie de 150 de grame de varză pe care am tocat-o mărunt, 400 de grame de ceapă tocată mărunt, 600 de grame de roșii în bulion. Eu folosesc roșiile în bulion din Lidl de la Freșona. Condimente de care vă plac vouă, eu am aici cimbru, piper, boia de ardei și sare, un ou, eu am un ou mărișor, dar un ou de orice mărime, și pătrunjel. La condimente puteți pune ce vă place vouă cel mai mult. Și haideți să începem cu rețeta noastră de sarmale rapide. Într-o tigaie am pus 2 linguri de ulei la încins. Și tot aici voi pune una din cele 3 cepe pe care le-am tăiat. Acum eu nu fac nimic cântărit, totul fac după ochi. Și călim foarte bine această ceapă. Atunci când ceapa a devenit sticloasă, adică este undeva pe jumătate călită, adăugăm și varza. Eu am aici 150 de grame, 145 de grame de varză. Voi puteți să puneți mai multă sau mai puțină, în funcție de cum vă place. Și călim aici și varza. O să dureze cam 5 minute, între 5 și 8 minute, ca să călim varza și ceapa. După ce am gătit ceapa și varza timp de 3 minute, o să o adaug și un strop de apă, nu foarte mult. Cam 2 linguri de apă. Ca să aibă varza un pic de zeamă unde se înmuia. Iar în această etapă adaug și puțină sare. Puțin piper. Mai gătim încă 2-3 minute și imediat e gata. Cam așa trebuie să arate călitura noastră de varză cu ceapa atunci când este gata. Ea a devenit sticloasă. Am pus din nou tigaia la încins, de data aceasta voi pune un pic mai mult ulei, cam 3 linguri. Și aici voi pune cealaltă ceapă, tot ce mi-a rămas din ceapă. Eu am cântărit-o și am avut 400 de grame de ceapă, dar ca și idee am avut 3 cepe mărișoare. Un pic de sare. Un pic de piper. Și călim ceapa. Aici, dacă vă place, voi mai puteți adăuga morcov sau ardei. Mie îmi place doar cu ceapă, așa că voi căli doar ceapa. După ce am călit foarte bine ceapa, am mai adăugat din când în când și puțină apă pentru a nu fi chiar prăjită, mai mult fiartă. Vom adăuga și roșiile în sos. Eu am 600 de grame de roșii tăiate, adică o conservă și jumătate. Mestec foarte bine
și las să fiarbă sosul. În acest moment mai condimentăm cu sare și piper după gust. Lăsăm sosul să fiarbă cel puțin 10 minute la un foc mediu. Cam așa arată sosul meu după 10 minute de gătit. Este momentul să oprim focul și să îl lăsăm deoparte, urmând ca noi să ne ocupăm de sarmalele propriu-zise. Într-un bol încăpător vom adăuga carnea, orezul umflat și răcit, varza cu ceapa călită, condimentele, oul, și puțin pătrunjel. Amestecăm acum toate ingredientele foarte, foarte bine. Așa arată umplutura noastră după ce am amestecat-o foarte bine. O dăm deoparte și am aici o tavă iena, dar puteți folosi orice tavă vreți, în care vom pune jumătate din sosul pe care l-am făcut mai devreme. Facem așa ca un pătuț pentru sarmalele noastre. Am pus jumătate din sosul pe care l-am făcut și întindem foarte bine pe fundul tăvii noastre. Puteți să folosiți orice tavă vreți voi. Mie mi-este mai ușor cu asta, că m-am obișnuit să le fac în ea pur și simplu ca mărime și este și o tavă care mie îmi place să o folosesc. Vasele acestea Ena de obicei îmi place să le folosesc. După ce am făcut așa un pătuț pentru sarmalele noastre, vom lua din umplutură cu mâna, trecem la mână de data aceasta, și vom forma sarmalele. Cam așa le fac eu de mărimea aceasta și le adaug în tavă. Vom proceda așa până terminăm toate sarmalele. Am terminat de modelat sarmalele, cam așa arată ele. Acum este timpul să luăm cealaltă jumătate din sosul pe care l-am gătit și pur și simplu să punem deasupra lor. O să pun așa câte puțin pe fiecare ca să fiu eu sigură că ajunge sosul și fiecare sarmăluță are un pic de sos pe ea. Îl distribuim așa cum putem noi mai bine. Acum o să nivelez așa puțin sosul pe suprafața lor. Și această teavă va intra la cuptor, la cuptorul preîncărzit la 200 de grade sau la un foc mai mare, la un cuptor normal, dacă nu aveți un cuptor gradat. 200 de grade cuptorul încălzit timp de jumătate de oră. Cam așa arată sarmalele noastre după jumătate de oră de stat la cuptor. Arată super bine și abia aștept să pun și în farfurie. Arată extraordinar de bine și nu vă pot spune cam cum miroase în bucătărie.
Eu zic că este o rețetă super simplă pe care o putem face rapid, mai ales noi iubitorii de sarmale. De obicei, sarmalele sunt destul de dificil de făcut datorită timpului pe care ele îl consumă. Așa arată sarmaluțele noastre leneșe. Sper că v-a plăcut rețeta de azi. Nu uita să dai un like acestui clip dacă ți-a plăcut și să apeși butonul de subscribe dacă nu ai făcut-o încă. Noi ne vedem în clipul următor.